În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte mergând, și celor din mormânturi viața dă. Tema aceasta din această seară, bătrânii frumoși și liberi, o temă vastă și complexă, după cum les ne puteți bănui, pentru că are ca secvență de desfășurare de la tinerețe până la bătrânețe. Noi nu ne propunem să o parcurgem în detaliu și mai cu seamă eu mi-am propus și vă propun pentru această seară să privim lucrurile dintr-o perspectivă pragmatică. Iubesc și invocativul și evocativul duhovnicesc și teologic, dar mi se întâmplă de multe ori, așa cum mi se întâmplă și dumneavoastră, să plec, să ies din câte o situație cum ar fi bunăoara aceasta și să simt evident o bucurie, dar să nu simt și folosul practic. Vedeți, există o sintagmă biblică, o sintagmă scripturistică avertizatoare, serios avertizatoare, care zice credința fără fapte
este moartă. Am găsit în cele mai multe texte contemporane, dar Germanos, coordonatorul ediției, coordonatorul echipei de traducători pentru ediția Bibliei lui Șerban, a scris în textul lui, după o ediție foarte apropiată de perioada Sfântului Ioan Gură de Aur, a scris: credința fără fapte este moarte. Schimbă sensul. Așa cum la Ioan, tot Germanos a propus și a luptat foarte mult pentru formularea aceasta la început. Noi știm textul și așa este cel puțin în vreo 28 de ediții biblice. Că zice așa la început, a fost cuvântul. Și cuvântul era, cum știți? Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Germanos propune așa, ca el alege de fapt din cele vreo 72 de sensuri ale cuvântului Logos din greaca incipientă, alege termenul rost pentru Logos. Și zice, la început a fost rostul, a luptat mult pentru ca textul să rămână așa. La început a fost rostul și rostul era la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este rostul. Nu, de asemenea, se schimbă înțelesul, se schimbă înțelesul și se duce într-o altă direcție, pe alte profunzimi. Bătrânii frumoși și liberi. Când am primit tema aceasta, am întrebat o copilă ce înțelege ea auzind bătrânii frumoși și liberi. Și cu dezinvoltura, cu inocența, dar și cu rostul adesea pe care pune Dumnezeu în cuvântul pruncilor, a zis, eu cred că bătrânii sunt frumoși pentru că unii dintre ei la bătrânețe dau mintea copiilor și copiii sunt întotdeauna frumoși. Și sunt liberi pentru că nu trebuie să se ducă niciodată la grădiniță. În cărțile mele, cei care le-ați citit, ați văzut că, preocupat fiind de introspecția ființială, nu pot să nu vorbesc și despre bătrâni, dar vorbind despre bătrâni, nu pot să vorbesc despre ei decât vorbind despre tine. Nu există bătrâni fără tineri. Bătrânețea nu este un defect. Bătrânețea este dovada incontestabilă că am fost copii, că am fost adolescenți, că am fost maturi. Orice bătrân a fost un copil. Singura cale pentru a trăi mai mult este să îmbătrâni. Așa că
n-ar trebui să se plângă nimeni și să regrete în vreun fel că îmbătrânește. Este un privilegiu de care mulți n-au apucat să se bucure. Bătrânețea, precum zice un dicton pe care îl cunoaștem toți, cum îți aștepti la tinerețe, așa te odihnești la bătrânețe. Este așadar privită bătrânețea, spun, dintr-o anumită perspectivă, este momentul bilanțurilor, binecuvântărilor pe care le-am adunat. Este momentul acestui bilanț din două perspective. Precâte am făcut cu binecuvântare, într-o binecuvântare, și îngăduiți-mi să mă opresc preț de o explicație pe care poate că unii o aveți pentru acest cuvânt într-o. Fără să fac referire la niciunul dintre dicționarele existente, vai, multe dintre ele, nu fac o pricină din asta, dar cu anumite suferințe. Una dintre ele este și în ceea ce privește acest cuvânt într-o, care însemnează în și pentru. Uitați-vă ce frumusețe sau cum se legitimează odată în plus limba română și din această perspectivă. A făcut Dumnezeu să existe un singur cuvânt pentru două care sunt absolut necesare în anumite ipostaze ale grăirii. Vedeți, auzim în unele împrejurări, într-un Dumnezeu, adică în și pentru Dumnezeu, în numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Într-o mulți ani cântăm în unele împrejurări. În și pentru mulți ani. Să ne dumirim cine, și vă rog să observați că nu întreb care, ci cine sunt bătrânii frumoși și liberi. Care acesta conduce mintea spre ceva. Cine o conduce spre cineva? Ori omul ar trebui să spun, și cred că așa se întâmplă în cele mai multe dintre situații, să ospenească într-o asemănare vroință de vină persoană. Și atunci, de aceea punem întrebarea cine sunt bătrânii frumoși și liberi. Și iarăși e nevoie să desfacem puțin, tehnologic vorbind. Ar trebui să avem această deprindere, școala trebuie să suplinească golul acesta teribil, suferința asta teribilă, nicăieri în lume și, bineînțeles, nici la noi, nu mai există în nicio universitate o catedră de activistică care să se preocupe și să se ocupe de întreținerea termenilor și noțiunilor. Deși, în toate împrejurările,
Și de asemenea, într-o astfel de împrejurare, se cuvine ca noi să ne aplicăm asupra termenilor, să înțelegem în comun, pentru ca să înțelegem același lucru. Pentru că dacă nu avem proprietatea termenilor în comun, s-ar putea ca unii să spună una și alții să înțeleagă alta. Spun așadar că nu există nici la noi și nici în altă parte, nu mai există vreo facultate, vreo catedră de activistică. Dar școala spun că ar trebui să caute mai abitir, poate, în felul acesta, să suplinească lipsa aceasta și să se preocupe, să-i ajute pe copii, dacă ea, școala, din perspectivă instituțională de data aceasta, ea n-ar fi atât de neajutorată, spun că ar trebui să se preocupe și să le furnizeze copiilor înțelegerea termenilor. Pentru că dacă nu se întâmplă atunci în școală, mai târziu, cu atât mai puțin se va întâmpla. Eu am făcut un... Am gustat dintr-un hazard, deși nu stă în fire, scriind această carte, cei care ați citit-o ați observat lesne că am făcut un exces de neologisme. Dar l-am făcut, dacă e posibil și e posibil, precum se vede, un exces controlat. Adică n-am pus totuși atât de multe, dar am pus destule. Pentru că această curbă regresivă din punct de vedere lingvistic, am auzit și ați auzit și dumneavoastră, nu numai comportamental, atitudinal, societatea tinde să se manelizeze în sensul peorativ al manelei. Maneaua în sine a fost în cântările lăutărești, în cântările de petrecere, dintotdeauna prezentă. Sigur că nu forma aceasta vai vulgarizată. Și din această perspectivă a vulgarizării acesteia vorbim și zicem că și limba română s-a vulgarizat, s-a manelizat. Și atunci am zis dacă a suportat această curbă regresivă atâția ani, am forțat limita și am pus acești termeni, aceste neologisme, cu gândul că dacă cititorul se va duce de 5 ori la dicționar și la capătul cărții va avea 5 termeni noi în vocabularul lui, eu încă știu și nu un oarecare. Nu mai avem timp nici măcar pentru alte lucruri, de altfel într-o paranteză, îngăduiți-mi să-mi exprim admirația și să vă mulțumesc cu toată sinceritatea pentru faptul că sunteți atâția, pentru că ați umplut bisericuța, pentru că v-ați rupt din timpul noastră să petrecem la oaltă. Rușinea mea sporește și vă rog să mă credeți o dată în plus pentru faptul că v-am făcut să mă așteptați. Dar am plecat de acasă, vă rog să mă credeți, suntem în fața altarului, am plecat cu un ceas ca marjă de siguranță. N-a fost nici acesta destul. Am martori care m-au însoțit și știu că am plecat. Văd pe cineva aici, în primul rând, îl recunosc de cu mulți ani în urmă, care poate confirma. Am lucrat ani de zile și împreună, dar am lucrat și înainte de a ne cunoaște în radio. Acolo se întâmplă următorul lucru. Omul de la tehnic, cel care butonează, de cele mai multe ori nici nu se uită dincolo de geamul unde ar trebui să fie omul de știință sau omul care trebuie să vorbească. Dacă nu trece prin același studio și nu-l vede sau nu se salută, în momentul în care a sosit momentul de știință sau momentul unei emisiuni, el deschide calea. Convins fiind că acela nu poate să lipsească de acolo.
Dacă nu este el, e altcineva, dar la microfon trebuie să fie cineva. Ei, închipuiți-vă că ani de zile am lucrat în radio, am lucrat la radio vacanță, mi s-a întâmplat, iarăși într-o paranteză, mi s-a întâmplat să mă duc să cer un bilet la gară, la ghișeu și pe vremea aceea mai funcționau microfoanele, acum au tăiat geamul, microfoanele s-au defectat probabil, și cerând biletul m-a recunoscut o doamnă de la bilete, de la Radio Vacanța. Radio Vacanța, pentru mulți dintre cei care încep să devină frumoși și liberi, Radio Vacanța a fost un reper mai cu seamă în perioada estivală. Așadar, lucrând ani de zile în radio, nu exista lipsă de punctualitate. Fapt pentru care toți mergeau cel puțin un ceas înainte să-și pregătească ce aveau de pregătit, astfel încât la secundă să fie acolo că se deschide calea. Ei bine, ca o ispită teribilă pe care o cad după mine, după ce n-am mai lucrat în radio, nu dau vina pe vrăjmaș că mi-ar întinde tot felul de curse, că prea l-am vinovățit pentru toate. Dar uitați-vă că nu mi-ajunge un ceas, va trebui să-mi iau două ceasuri în marge altă dată. Sau și mai mult, pentru că astea sunt... Bine, eu n-am luat în seamă un lucru, că voi nimeri exact pe vârful orelor de vârf. Și pe o zi de asta noroasă, când mai multă lume iese cu mașina din garaj. În sfârșit. Închid paranteza și mă întorc la tema noastră. Bătrânețea, așadar, este retrospectiva perspectivei. Adică ceea ce a fost cândva perspectivă devine retrospectivă. Este foarte important să ne stabilim și perspectivele foarte bine, dar să avem în vedere că această retrospectivă nu este una oarecare. Spuneam mai devreme și când am deschis paranteza cu termenii, începusem să spun, să înțelegem cine sunt bătrânii frumoși și liberi. Și spuneam că ar trebui să desfacem iarăși în termeni sintagma aceasta ideatică pe care eu am împrumutat-o de la sintagma asta jucăușă cu pretenție revoluționare care a circulat în mediul teleastic cu tinerii frumoși și liberi. Eu am împrumutat-o și am adus-o în tema acestei conferințe cu bătrânii frumoși și liberi, pentru că nu putem vorbi despre tineri fără bătrâni, așa cum nu putem vorbi despre bătrâni fără tineri. Și desfăcând, așa cum am spus, întâi de toate să vedem ce e cu frumusețea aceasta. Ar trebui să existe o educație. Nu vreau să numesc locul de unde ar trebui să o căpătăm, pentru ca să nu împovărez nicio instituție și nici o persoană, nici instituția familiei, nici instituția școlii, nici instituția bisericii, care ar trebui să se ocupe cu furnizarea înțelegerii frumuseții, să-l facă pe om să ajungă iubitor de frumos. Noi ar trebui să avem obiectivul acesta, să ajungem să trăim filocalic, filoscalos, iubitor de frumos. Și cu atât mai mult, bătrânii ar trebui să fie iubitori de frumos și trăitori întru frumos. Acum aplicăm sensul stabilit mai devreme. Trăitori întru frumos. Dar ritmurile existențiale și toate construcțiile vrăjmașului, pentru că viața asta noastră se desfiră clipă de clipă
între două realități. Una percepută, pentru că este sensibilă, palpabilă, vizibilă, aceasta în care trăim cu obiectele, cu lucrurile, cu hainele, în construcțiile noastre, și realitatea nevăzută. Dar am spus și nu voi osteni să repet ori de câte ori voi avea prilejul, și în seara asta va mai exista un prilej ceva mai încolo, să vorbim despre asta. Vom fi pregătiți însă atunci de vom fi pregătiți din momentul acesta pentru momentul acela. Realitatea aceasta vizibilă, sensibilă, palpabilă este controlată, determinată de realitatea nevăzută. Ce vreau să spun prin asta? Nu atâtea cât ar fi de spus, ci doar atât că microfonul acesta, masa aceasta, construcția aceasta, mașinile noastre, blocurile, toate au fost inițial în nevăzut. Pentru că au fost niște gânduri, nu-i așa? Cine a văzut vreodată gânduri? Dar nu poate contesta nimeni că nu există. Chiar acum când vorbim noi, în cugetele dumneavoastră sunt deja nenumărate gânduri. Gândurile acelea au devenit idei și nici idei n-a văzut nimeni. Ideile au devenit concepte, conceptele au devenit proiecte, și abia din momentul în care un desenator sau un proiectant a început să deseneze, s-a făcut primul pas către vizibil, dar nu către concretul material, ci am putut să vedem câte ceva. Dar transferul a început să se facă în felul acesta, din nevăzut. Acolo, în nevăzutul acela, sunt și sentimentele noastre. Acolo, în nevăzut, operează și nevăzutele duhuri, despre care, de asemenea, vom mai crei ceva mai departe. Aș vrea să îmi îngăduiți, pentru că simt să spun asta, așa cum am simțit să spun și mai devreme despre termenii aceia. Noi nu facem diferența așa cum se cuvine. Sau nu știm prea bine cum e cu sufletul, cu alcătuința lui. Vorbim despre el, dar nu știm foarte bine. Și ca unul care dominat de curiozități, fel de fel, am avut și această curiozitate, ce timp, atâta cât am reușit. La un moment dat am fost în mare confuzie, pentru că am găsit diferite modalități de a fi înțeles sufletul. Ca alcătuință, spun. Și așa cum trupul are mădularele acestea pe care le cunoaștem prea bine, mâinile, capul, picioarele, și sufletul are organele lui, dintre care numim cinci cele mai importante, funcțiile cele mai importante. Mintea, inima nu organ biologic, ci organ duhovnicesc. Cugetul, rațiunea, deci de aceea zicem omul ființă cugetătoare, apoi zicem omul ființă rațională, și conștiința. Pe scurt, foarte pe scurt, fiindcă nu face obiectul întâlnirii noastre, dar, repet, am simțit să spun asta și am să o spun. Mintea este așa, ca să avem o imagine, ca și o pungă
din subsol, ca o pungă uriașă în care se găsește țițeiul, da? De data aceasta, în punga aceea, se găsesc gândurile noastre, de-a valma, bune și rele. Vedeți? Dumnezeu i-a îngăduit diavolului acces acolo. Aici are acces, la gândurile are acces. Dar, fiindcă omul este ființă cugetătoare, gândurile pleacă din punga aceasta mai departe și să mergem pe formula țițeiului. Nu putem să luăm o găleată de țiței, să o punem în mașină și mașina să meargă. Avem nevoie de o prelucrare. La fel se întâmplă și aici. Gândurile pleacă spre prima rafinerie, care este cugetul. Cugetul are vreo 42 de facultăți. Vreo 42 de neletnicii foarte importante și foarte serioase, dintre care, una despre care vom vorbi acum, este aceea de a selecta gândurile bune de gândurile rele. Nu e una oarecare. De aceea cugetul ar trebui păstrat curat. Și auzim noi expresia aceasta, omul acesta nu are cugetul curat. Un om care nu are cugetul curat nu va putea să se bizuie pe gândurile, pe gândirea lui bună. Pentru că acolo iarăși vor pleca gânduri de-a mama și rele și bune. Dar dacă pleacă numai gânduri bune și vorbim despre un cuget sănătos, atunci gândurile bune vor pleca spre rațiune, următoarea rafinerie. Și rațiunea are vreo 74 de facultăți, vreo 74 de îndeletnice, dintre care o are și pe aceasta de a prelua de la cuget gândurile bune și să facă selecția gândurilor bune, realizabile, făptuitoare și gândurile bune, nerealizabile. Cum ar fi, de exemplu, situația unui prunc care își propune să facă pentru mama lui un castel. Și acolo să locuiască el cu mama lui și cu familia lui. Numai că din nefericire nu este posibil. Deci este un gând bun, dar nerealizabil. Și pentru că rațiunea lui nu lucrează încă, va rămâne gândul acesta până când va intra rațiunea în lucrul ei firesc, după fire care va să zică, și va înțelege fostul copil, adolescentul sau tânărul, de mai târziu va înțelege că e un gând bun, dar nerealizabil. Aceasta ar fi o temă în sine, să vedem cum lucrează aceste mădulare, cum interrelaționează ele, cum ar trebui să le vegem noi din perspectiva acestui termen pe care l-ați auzit desigur și îl folosim atât de frecvent, trezvie, care nu înseamnă altceva decât paza de sine. Dar această pază de sine, sigur că nu se poate realiza dacă nu știm ce avem de păzit. Și nici atunci încă, dacă nu vom deprinde și nu vom ști cum să păzim ce avem de păzit. Pentru că paza asta nu se face oricum. Spuneam însă și închid paranteza, revin la tema noastră, să-mi spuneți colocvial așa, dacă rămâne ceva restant din ce încep, ca să nu ajungem la capăt și să nu ne mai putem întoarce, că e prea târziu. Spuneam la început că bătrânețea nu e un defect. Nu e nicio boală. Este dovada spre mine incontestabilă că am fost copii, adolescenți, tineri și maturi. Nici tinerețea nu este o calitate. Este momentul existențial al tuturor oportunităților ființei. Despre Dumnezeu spune Sfântul Ioan Damaschinul că le poate pe toate câte le vrea. Dar nu le vrea pe toate câte le poate. Omul ar vrea să le poată pe toate pe câte le vrea. Însă
Dumnezeu i-a dat niște limite care ar trebui să fie măsurile omului. Din păcate, nu lucrăm la aceste măsuri. Și vedem noi că trăim într-o lume care nu prea a înțeles că cea mai mare socoteală este dreapta socoteală. Cea mai mare socoteală este dreapta socoteală. Dreapta socoteală însă este rezultatul discernământului cu o harismă foarte importantă pe care a pierdut-o omul la oaltă, cu celelalte multe pe care le-a pierdut. Să ne gândim ca să alăturăm acestia una care ne minunează foarte în zilele noastre și anume străvederea, darul străvederii sau înainte vederii. Străvederea era harisma din perspectiva căreia omul vedea prin om și vedea gândurile sau primea gânduri de la mare distanță, așa cum s-a întâmplat cu Sfântul Antonie cel Mare, care a știut că Amun a plecat la Domnul, a știut de cu mult înainte, n-a mai primit gânduri de la el și a ieșit în toiul nopții și s-a rugat și rugându-se l-a văzut pe Amun când se ridica la ceruri. Amun fiind la mii de kilometri de Sfântul Antonie. Poate nu mii, dar sute bune. Deci a știut mai întâi că n-a mai primit gândurile, n-a mai comunicat. Și a făcut imediat conexiunea și a ieșit să se roage. Și atunci l-a văzut pe Amun, a văzut sufletul lui Amun ridicându-se la ceruri. Ce daruri grozave am avut! Avem cu adevărat justețe pentru expresia aceasta, ce am avut și ce am pierdut. Duhurile, Duhul omului și Duhurile, Duhul cu D mare, să ne gândim dacă știm ce este Duhul, Duhul Sfânt. Nu o să avem noi vreme să facem asta acum, știți dumneavoastră destul, dar niciodată suficient. Ar trebui să ne ducem încă și încă să mai descoperim câte ceva despre Duhul și despre Duhul nostru. Duhul omului care începe să existe în momentul în care două dintre mădularele sufletului despre care am amintit mai devreme, respectiv mintea începe să se apropie de inimă. Este una dintre marile preocupări, una dintre marile și importantele preocupări ale acelora care au înțeles că, dincolo de ceea ce se vede și se poate cunoaște în lumea aceasta, există ceva cu mult mai serios, cu mult mai profund, pentru că ține de veșnicie. Cunoașterea aceasta din nefericire, cunoașterea aceasta, spun, i-a fost șterpelită omului încă din faza curiozității. Omul nu mai are nici măcar curiozitatea, dar dincolo de asta a avut diavolul proiectul acesta teribil să șterpelească omului timpul, înțelegând că aceasta este o avere teribilă. Pentru că timpul i-l-a dat omului, vedeți, nu i-l-a dat pe tot odată Dumnezeu. Mă gândesc dacă mie mi l-a fi dat pe tot odată, nechipzuit cum sunt, l-aș fi cheltuit probabil într-o după-amiază pe tot. Într-o situație care m-ar fi bucurat sau cine știe. Dar ne-l desfiră Dumnezeu clipă cu clipă, că doar într-una dintre aceste clipe, dintre aceste înșiruiri,
vom înțelege că timpul acesta este timpul salvării noastre. Este timpul redobândirii condiției de fi, fără de care oricum vom cunoaște veșnicia, dar vom cunoaște dintr-o altă perspectivă, vai Doamne să ne ierți. Credem însă, în prea multe situații, prea mulți dintre noi au sentimentul acesta că știu ceea ce nu cunosc. Că știu ceea ce nu cunosc, adică ceea ce nu au învățat, ceea ce n-au deprins în chip riguros. Fie și din punct de vedere existențial, superficial, de pe aici, de prin viața aceasta, dar mai cu seamă despre cele ale lui Dumnezeu. Oameni buni, să nu ne facem iluzia. Nu există credință fără cunoștință. Nu există decât o credință aceea care, din nefericire, a ajuns pe până dreptate criticată, aceea a babelor bisericoase, știți? Care au ajuns spre perioada frumuseții și libertății în biserică, nu știu, n-au studiat, dar au auzit, cum zicea bătrânul Cleopa, încetați să mai toți ziceți așa, am apucat, ce sunteți apucați? Pentru că ele așa au apucat, zic, asta nu e, asta nu se face. De ce nu se face? Noapte, ce? Așa am apucat. Avem nevoie de studiu, avem nevoie de temeinicie. Dacă n-ar fi fost nevoie de această temeinicie, n-ar fi lăsat Dumnezeu trenurile acestea de marfă uriașe, pline cu cărți. Pline cu cărți. Sigur că nu-i nevoie să apucăm acum să le citim noi pe toate. Și asta este o imprudență. Studiul ar trebui făcut sub oplăduirea cuiva. Ar trebui să existe acel bătrân, acel povățuitor, călăuza noastră, care să ne stabilească și pe unde să o luăm prin viața asta, pentru că, așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, numai aventurierii vor călători singuri pe drumurile acestea meandrice și împovărătoare ale vieții. Numai aventurierii. Omul înțelept ar trebui îndată să caute, să aibă pe cineva cu care să se însoțească. De aici vine și expresia, cine nu are bătrân, să-și cumpere. Numai că bătrânii nu se găsesc la mol. Nu există un mol pentru bătrâni. Și din nefericire, în vremurile acestea, sunt tot mai puțin bătrânii aceia. Bătrânii aceia care au făcut în parcursul lor existențial, în mod riguros, drumul. Trecând prin cele, de pildă, trei etape. Etapa umilirii, etapa înțelegerii, pentru ca să ajungă în final la etapa sapiențială, la etapa înțelepciunii. Ne arată, vedeți, Hristos a venit încoace și ne-a arătat dintre cele multe pe care ni le-a arătat, fără să scrie nimic. Hristos nu ne-a lăsat nimic scris. Dar a venit și ne-a arătat ca Dumnezeu o sumă întreagă de lucruri omenești și ca om ne-a arătat, ne-a dezvăluit o serie întreagă de lucruri dumnezeiești. Ei bine, despre ce vorbim? Vedeți că bătrânii. Cele trei organe. Cum spuneți? Perioada sapiențială. Despre? Înțelepciune. Despre înțelepciune. Să ia de la mult. Despre
etapa sapiențială. Aici m-am întrebat, aici am deschis paranteza, mulțumesc. Atenție, că s-ar mai facem întrerupere de genul acesta ca să fim împreună, știți, nu de altfel. Spuneam că Mântuitorul ne-a arătat ca Dumnezeu niște lucruri omenești, anume că, de pildă, era Dumnezeu acolo și totuși nu a început propovăduirea până la 30 de ani. Lăsându-ne pe noi să înțelegem că aceasta este perioada domniei, perioada acumulărilor. Sigur că nu trebuie să ne facem iluzia să așteptăm să împlinim 30 de ani ca să fim dumiriți. Nu toți cei care au ajuns la 30 de ani sunt dumiriți. De la 30 de ani inaugurăm etapa înțelegerii până la 60 de ani. Dar așa e ceva la Biblie, că nu toți cei care au ajuns la 60 de ani au înțeles lucrurile și pot păși în etapa sapiențială, în etapa înțelepciunii. Aceste trei etape atât de importante. Ei bine, astăzi nu mai avem acești bătrâni, pentru că nu mai avem tinerii care să fi făcut parcursul acesta, cum spuneam, în mod riguros. Și nu mai avem tinerii care să înțeleagă nevoia de bătrâni. Bătrânii cred că au început să dispară, bătrânii aceia au început să dispară pentru că a dispărut nevoia noastră. Iată, de pildă, avem mai bine de 700 de ani de când au început să dispară încetul cu încetul două alte mari categorii, așa cum simt că dispare și această categorie a bătrânilor înțelepți. A dispărut întâi acea categorie foarte căutată și în mediul rural și în mediul urban, tâlcuitorii. Ați auzit, nu? Mulți dintre noi nu mai știm că a existat. În fiecare comunitate exista un tâlcuitor, cel puțin. Când omul ajungea să citească un text și nu îl înțelegea, se duceau la tâlcuitor și tâlcuitorul tâlcuia. Când în viața lor se întâmplau lucruri pe care nu le înțelegeau, se duceau la cealaltă categorie și ea dispărută. Tălmaci. Să le tălmăcească lucrurile, să le poată pricepe. În momentul în care omul și-a lăsat mintea slobodă, cugetul și rațiunea au fost investate și vrăjmașul i-a inoculat omului ideea aceasta foarte prezentă azi în lume. Știu eu, pot eu, înțeleg eu, ce nevoie am eu. S-a ajuns în această situație dramatică, soră cu tragismul, în care omului este frică să aibă un îndrumător, să aibă un duhovnic, să aibă un povățuitor. Mulți se gândesc și dacă o să mă duc eu să-mi dau voința pe mâna cuiva, ce mă fac? Neputând să înțeleagă cât de important este, o, Doamne, întâi să-l găsești pe bătrânul acela. Vă spun, oameni buni, înaintea lui Dumnezeu, indiferent ce aș fi făcut eu în viața aceasta, și Dumnezeu a avut milă și mi-a lesnit multe, foarte multe. Am fost, aș putea spune, răsfățat. Și din punct de vedere profesional și familial. Dar cea mai grozavă întâmplare din viața mea a fost întâlnirea cu bătrânul meu, cu bătrânul povățuitor. L-am căutat ani de zile. Îl aduc în discuție din nou pe bătrânul Cleopa, la care s-a dus cineva plângându-se că a bătut la multe porți și uși prin monastir, căutându-și duhovnicul. Și i-a spus, părinte, ce să fac, că nu l-am aflat. Și bătrânul cu hâdroșenia lui binecunoscută i-a zis, tu mâncatea raiului,
Păi tu să găsești duhovnicul. Duhovnicul să te afle pe tine. Și atunci m-am gândit, cum o fi asta? Or fi locuri prin lumea asta unde unii duhovnici umblă ca Diogene cu felinarul căutând ucenici? Cum să te afle duhovnicul? Dar Dumnezeu nu lasă nicio minte frământată și ne aduce răspunsul, dacă răspunsurile ne sunt cu adevărat de folos. Aveam să înțeleg ce a vrut să spună bătrânul. Că despovedit, ne putem spovedi sub orice epitrahil. Și slavă Domnului că mare milă este aceasta. Noi nu înțelegem poate așa cum se cuvine. Nu înțeleg toți așa cum se cuvine, pentru că, mă rog, atâta cât umblu eu văd în biserică, sunt cam aceiași, puțin mai vin încoace și chiar și dintre cei care sunt în biserică, puțin sunt, cum spuneam mai devreme, dumiriți și au înțeles cum stau lucrurile. De aceea revin și spun, despovedit, e o milă de la Dumnezeu că avem unde să ne spovedim, adică ne, avem unde să ne deșertăm sacoșele. Dar relația de ucenic-duhovnic este una pe care duhovnicul o stabilește. Din momentul în care te descoperă, pentru că această cunoaștere de sine se face împreună cu bătrânul acesta. Zice un sfânt mai puțin citat, pentru că am sentimentul că este și mai puțin citit. Cuviosul Teognos. Cuviosul Teognos zice, nu îl va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Nu îl va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Nu știu ce știți dumneavoastră, eu vă spun că așa este textul. Și vă rog să verificați. Cum să fie invers? De ce să fie invers? Cine spune că se cunoaște pe el fără să-l cunoască Dumnezeu, minte. Eu, dacă nu știu cine e tatăl meu, îmi spui unde. Nu, cuviosul Teognos spune, nu-l va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Cel ce nu se cunoaște pe sine. Teognos. Cuviosul Teognos. Îi pot confirma. Și spune de apostic acum, da. Dar, la partea de dialog mai putem dezvolta, sigur, să nu mă întrerupem. Să nu uitați asta, dar am rugămintea să veniți cu temeiul din cele două direcții. Patristice sau scripturistice, restul sunt povești. Iubesc povestea, dar sunt îndrăgostit de temei. Înțelegeți? Și ce spune cuviosul Teognos are temei. Asta e chiar apoftegma cuviosului Teognos. Este menționat în felul acesta. Afirmația aceasta. Nu le va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Da. Și este și în logică și în legică. Exact. Pentru că dacă eu nu mă descoper pe mine în condiția păcatului și căderii mele, nu voi tinde și nu voi avea nici măcar voința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu despre care vorbiți dumneavoastră este o măsură înaltă, frățioare dragă. Să nu ne îmbătăm cu sifon. Dacă vom aștepta să ne cunoaștem pe noi când îl vom cunoaște pe Dumnezeu, păi sunt foarte mulți dintre cei care s-au nevoit în sensul acesta și l-au aflat pe Dumnezeu foarte târziu. L-au aflat pe Dumnezeu când au aflat iubirea. Cine a ajuns la iubire a ajuns la Dumnezeu. Ori la iubire nu se ajunge una cu două. Repet, să nu ne facem iluzia că știm ceea ce nu cunoaștem. Să căutăm să avem temeiul în ceea ce spune. Ei bine, la cunoașterea aceasta de sine, din nefericire, nu se lucrează. Nu ne propune nimeni să lucrăm. Bătrânul acela, însă că despre asta vorbeam în relația cu duhovnicul. Spovedindu-ne azi, mâine, un an, doi, trei, începem să ne subțiem și descoperă duhovnicul că s-a stabilit. Dumnezeu face asta. Dumnezeu face asta ca și la călugărie, zicea fie locul printre sfinți Ava, Neonil de la Frăsinei, zicea că călugări nu fac eu, călugări face Dumnezeu.
Și asta vine în consonanță de plină cu o pildă din Pateric, în care un călugăr îl întreabă pe diavol, scriu în cartea aceasta, în Se întorc morții acasă, scriu despre pilda asta. Îl întreabă pe diavol, în iad sunt mulți călugări? Și diavolul zice, nu, niciun. Cum, niciun călugăr? Nu, zice, niciun călugăr nu este în iad. Zice, nu este niciun călugăr, ăsta așa îmbrăcat în negru ca mine. A, zice diavolul, dă și e plin iadul, dar călugări nu există niciun. În vreme ce în lume se vorbește despre haina care face pe om, înaintea lui Dumnezeu nu haina îl face pe om, ci omul devine om în momentul în care începe să se descopere pe sine și se descopere pe sine, cum spuneam, împreună și împreună lucrare cu duhovnicul, care stabilește, cum zicea bătrânul acesta frumos și liber, Cleopa, că el, duhovnicul, te află pe tine. Stabilește el într-o zi când începe să toarne în tine diferit. Nu mai vii numai tu să răstoarne, ci începe și bătrânul să răstoarne. Încetul cu încetul, învățătură îți stabilește un program existențial diferit. Mă întreba cineva, bine zice, dar dacă bătrânul e foarte departe, cum să faci? Că sunt aceste situații în care bătrânul nu, dacă e de la Dumnezeu, aici deschid o paranteză și atrag atenția, să nu fie moftul nostru, știți acesta. Că eu nu pot să mă spovedesc la un părinte de parohie, eu vreau un bătrân, un părinte cu barba până la târâu, să fie înviețuitor într-o mănăstire, de ca și când el ar fi ucenicul acela, știți? Vrednic de un astfel de bătrân. Du-te, frate, și spovedește, îngrijește-ți sufletul acolo, imediat lângă casa ta. Caută-ți doctorul de familie cât mai aproape, ca să poți să te duci în miezul nopții, să bați, zici, părinte, am o problemă, nu pot să dorm, am insomniu, te mă gândesc la datorile de la bancă. Și doctorul are antidotul. Ce stai, frățioare, loc aici, pe muncea împreună. Cum zice Sfântul Siloan. Ce loc acela? Înainte să veniți dumneavoastră, înainte să înceapă conferința, a venit doamna Niculescu mai devreme și a intrat un tânăr în biserică. Și eu mai aveam niște pomenice de pomenit, așa, și am zis, hai că până începe conferința, să mai toc din ele, pe ghilimele spus. Așa, eu le toc la mașină. Și intră tânăr așa, l-am auzit că a intrat și am ieșit din la Sfântul Altar și îi spunea, Hristos a mie. Și el se uită la mine și pornește plus. Da, hohote. Nu-l cunoșteți? Nu. Și n-am putut să o văd decât să le iau în brațe, să-l prind așa tare, să-l strâng în așa, că nu se putea liniști, deci să zguduia de plâns. Așa. L-am ținut cât am putut și mi-am zis, da, stai puțin jos, așa, liniștește-te. Așa. Și, te rog frumos, să-mi spui repede ce ai de spus, pentru că eu trebuie să plec acum și o să revin mai târziu un pic, dar poate ai nevoie. Și s-au prins dintr-o dată de plâns și mi-a spus necazul lui care l-a avut. L-am ascultat, l-am binecuvântat, am spus, zic, de data asta ai să scapi. La data viitoare n-am să mai fiu aici și nici fapta ta pe care ai făcut-o acum nu o să rămână fără răspuns. Și pot să vă spun... Da. S-a făcut o glumă proastă, s-a dus la un prieten cu mai mult de Paști, chiar de Sfintele Paști. Și el a adormit și așa ce a zis, hai să-i căutăm ăsta pe-n casă. Îi facem o aroganță. Și a căutat și la fiecare ce a vrut să ia. S-a lăsat acasă, n-a prins conștiința din urmă. Ce ai făcut? Asta nu este o glumă bună. Du-te și du-i lucrurile înapoi. El s-a dus și a dat lucrurile înapoi. De-abia atunci l-aș da seama că ăștia au făcut prostie. Și s-au dus la poliție și i-a reclamat pe toți. Și ăsta era frică, zice, gata, mă închide. Acum. Zic, nu o să te închidă. Zic, de asta a fost chiar o prostie. Zic, dar tu ai, spui, a fost o glumă proastă. La care te-ai asociat și tu. Și faptul că a fost o glumă, te-ai dus și ai dus lucrul înapoi. Am același și ceilalți și n-au dus, asta e problema lor. Dar, te binecuvintezi, mi-a dat bine. Zic, ai să scadă data asta.
La data viitoare, dacă mai faci o asemenea faptă, fără să te gândești la asta care ai trăit acum și ce ai simțit acum și ce te-ai cutremurat acum, o să fie mai bine și s-a liniștit. Și o să scape. Pentru că binecuvântarea unui preot, ce dezleagă totul, cum dezleagă Dumnezeu în cer. Vedeți rânduiala, rânduiala Bunului Dumnezeu. Cum a așezat Dumnezeu biserica lângă secția de poliție. Are Dumnezeu și rânduiala asta. Și 13. Da. Și circa 13. Da. Și lângă școală. Cum spuneți? Și lângă școală. Și lângă școală. Da. Cu dreptate lângă. Dar și-o pătrești pe mai sunt. Să nu le căutăm pe toate în seara. Uitați-vă, am pomenit mai devreme, l-am pomenit pe Ava Neonil, starețul cu cea mai îndelungată ședere în scaunul Veneției din istoria monahismului românesc. 57 de ani. Nu mai destăriți. Stareț. Dar stareț. Nu mai stareț. Nu s-a mai întâmplat. 70 de mănăstiri. Și eu vreau să vă spun că făcând o trimitere către umorul divin, singura mănăstire de pe teritoriul țării noastre unde partea femeiască nu are acces, este pe teritoriul comunei Muierească. Să mai zicem că Dumnezeu nu iubește umorul. Revenim așadar. De spovedine putem spovedi oriunde să ne umplăm Duhul, așa cum spuneam, de Duhuri. Dar să nu ne jucăm noi cu termenii și să nu avem nici pretinderi. Pretinderi. Pretindem adesea. În relația aceasta, ucenic duhovnic, duhovnicul stabilește când e devenit ucenic. Și lucrul ăsta îndeoște se întâmplă explicit. Nu e așa. Bănuiesc că aș fi eu ucenicul. Nu. Știi sigur. Pentru că am pomenit de la începutul întâlnirii noastre de Duh cu D mare, de Duh cu D mic, de Duhuri. Îngăduiți-mi să vă citesc un fragment pe care îl veți regăsi cei care veți ajunge față în față cu o viitoare carte. Fragmentul se numește chiar așa, Duhorile. Nu Duhurile, ci Duhorile. Ați auzit de expresia asta? Da. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în gheere. Matei 10, 28. Ca să scăpăm de gheena, nu avem decât o singură soluție. Raiul. Coordonativul vieții este unul restrictiv. Trăim într-o alternativă. Termenul acesta, vorbeam iarăși despre acrivie, termenul acesta este adesea folosit nepotrivit. Zice omul, nu am alternativă la situația asta. Alternativa înseamnă de obicei două soluții. Nu, pot fi și două bune, nu neapărat una. Una bună. Alternativă. Adică între două variante. Aceasta este condiția alternanței. Da sau da. Sus sau jos. Noi avem la îndemână opțiunea, urmare căreia vom cunoaște consecința. Opțiunea noastră ne va determina consecința. Vom trăi și vom vedea. Vom muri și vom afla. Nea Petrachi Țuțea, fierătate înaintea Domnului, zicea, vom muri și vom vedea. Pentru că dictonul acesta, axiomă de înțelepciune,
în poporul român zice, vom trăi și vom vedea. El era puțin forțat și era, vom muri și vom vedea. În relația pierzătoare cu omul, diavolul biruie adesea aplicând strategia lui vicleană conform căreia Dumnezeu există și poate fi văzut pretutindeni. Aerul, apa, pământul cu toate ale sale, văzduhurile cu ale lui toate, ni-l arată în chip relevant de Dumnezeu. Diavolul însă nu există. Îndată după Sinodul 2, diavolul a schimbat strategia asta. Și a zis, nu trebuie să-l convingem pe om că Dumnezeu nu există. Nu pentru că va fi imposibil. Se va întreba mereu omul, bine, bine, dar cine poate să transforme aerul în apă? Cine poate face frunza vie? Cine poate deschide șantierul acesta absolut fabulos care se deschide în fiecare primăvară? Și din condiția aceea mortăciunii, dintr-o dată se răsară toată frumusețea, fără să se audă decât cilipitul păsărilor și zumzetul insectelor. Omul vrea să-și repare gardul din spatele grădinii și îl știe tot cartierul. Ciocănește, bocănește, strigă, înjură, se vaită. Dumnezeu deschide șantierul acesta uriaș. Atât de frumos și atât de complex. Și nu se aude nimic. Aceasta este diferența. A gândit, a socotit în felul lui, în întunecimea lui diavolul, ne va fi imposibil să-l ascundem pe Dumnezeu. Și atunci schimbăm strategia. Îl scoatem pe Dumnezeu în față și spunem, peste tot este Dumnezeu. Diavolul nu există. Pentru că, am scris mai departe, la adăpostul acestei inexistențe, veliar seceră și adună vai cu mult spor de sute de ani, snop după snop, recoltă bogată de suflete care s-au încrezut și se încred încă în această perfidă înșelare. Încet și sigur ucigașul de duhuri se bitește în penumbra ignoranței, se insinuează în conținutul nepăsării, ori se aburcă în cârca necredinței și când se lumea mai dragă hârși, îți trage preșul. Scopul este unul singur, să piardă cât mai multe duhuri ucigându-le de sigur. Duhul, de data aceasta, cu înțelesul de suflet, omul ființă duhovnicească. Omul microteos și microcosmos, mic Dumnezeu și mic univers. Așa l-a zidit Dumnezeu pe om. Și din nefericire, omul ignorant, nepăsător și necredincios îi asigură succesul. V-ați întrebat vreodată de ce sunt necesare astăzi atâtea mii de fabrici de cosmetice, de odorizante și parfumuri? Pentru a camufla duhorile lumii. Duhorile, ce sunt acestea? Miasmele rezultate din procesul nevăzut al descompunerii sufletelor ucise, a duhurilor. Așa cum put hoiturile, trupurile și duhurile moarte. Am un prieten medic. Și mi-a spus următorul lucru. Până acum, vreo 7-8 ani, Dumnezeu, nu venea lumea cu niște halene atât de puturoase? Dumnezeu, put în momentul în care respiră, de simt uneori creșin. Și atunci am discutat cu el și am vorbit despre lucrul acesta. Sfinții părinți spun
că noi vedem carcasele umblând pe aici prin lume, dar sufletele lor, din pricina păcatelor săvârșite, sunt moarte. Și atunci ei împrăștie aceste duhori, aceste miasme. Și pentru ca lumea să nu se întrebe, mă, dar de ce puțin în halul ăsta? A zis, dracu, stai puțin, hai să facem fabrici de parfumuri. Toate sunt parfumate. Parfumul pentru mașini, parfumul pentru trotuare, pentru magazine, peste tot. Aici, într-o paranteză, trebuie să vă spun. Cred că prin 97-98, fiind în vizită într-o țară străină, la noi nu apăruseră jucăriile astea care scuipă parfumuri, știți? Și m-am cazat într-un hotel, ajung în cameră și învârtindu-mă ca fiecare când ajunge în cameră, să te uiți, să te dumirești și acolo. Odată aud în spatele meu. Zic, e cineva, deschid șifonerul, mă duc în baie, mă uit, în timp ce mă întorc, iar auzi. Zic, ăsta-i dracu. Ăsta-i dracu, mă scuipă, uitați-vă, la vedere, îl aud. Dau și mă uit într-o ea. Mi-au trebuit vreo 10 minute să descoper că undeva într-un colț era o jucărie din asta, care scuipa, câte un șir de parfum. Dar mă și gândeam, nu poate fi decât dracu, pentru că te mă scuipă și miroase și bine. Adică să nu bănuiesc cumva că el vine de orice cuputori, cu duhori teribile. Dar nu miroasea pe mâini. Nu. Nu miroasea pe mâini. Nici abir. Dar nici eu nu suspectam că vreun sfânt mă scuipă. Dacă tot am deschis o paranteză cu mirosul și tot despre bătrânii, frumos, suntem în temă, știți? O întâmplare... Îmi spune? Da, avem noi în poartă de noastră. Le mai zic și eu. La întâmplarea aceasta este foarte interesantă și o să vedeți în substanța ei ține cumva și de miracol, contemporană cu noi. La Viforiuta, la mănăstirea Viforiuta, de lângă Târgoviște, s-a întâmplat. În timp ce părintele Nicolae Tenasă, pe care îl cunoaște toată lumea, dar părintele Tecuceanu, care au fost colegi, au fost chemați la un moment dat de un părinte profesor, n-am să-i pronunț numele, vreo 5-6 studenți, așa foarte buni, printre care repet și părintele Nicolae Tănase. Părintele Nicolae Tănase îi spun numele pentru ca să existe un reper, ca să puteți verifica ceea ce vă spune Ioan. Eu am scris deja într-o viitoare carte întâmplarea asta dintr-o altă perspectivă, să vedeți de-a voastră ce e acolo. I-a chemat părintele profesor și a zis, mă copii, voi sunteți niște copii foarte sărbunicioși și trăitori buni, am cu voi o lucrare. Ce uite, de mâine o să începem așa. Tu, Vasile, o să te duci în strada Flămânda 26. E acolo o familie de bătrâni. Înainte să te duci însă la bătrâni, te oprești la farmacia 16. Dirigenta de acolo știe, o să-ți dea un pachetel cu medicamente și o să spună ce trebuie să faci, ce să le spui lor. După aceea te duci la depozitul de lemne din Giulești. Acolo șeful de depozit are lemnele pregătite, încarcă repede și cu mașina lor o să te duci până noi. Când descarcă ea lemnele, tu iei câteva lemnișoare, că sunt sparte, pregătite, și le faci un foc ușor bătrânilor. Le dai medicamentele, o să vină o femeie cu mâncărina. Tu, Nicolae, te duci în strada cu tare. E o femeie bătrână, nu se poate da jos din pat. E cineva care o schimbă, dar are nevoie de cu tare, cu tare. Treci pe la magazinul cu tare și iei de acolo nu știu ce. Tu, Gică, faci cu tare lucru. Și-au făcut lucrul ăsta cu multă abnegație vreo lună de zile, după care l-au întrebat pe părintele profesor. Nu existăm ca acum telefoane, GPS. Părinte profesor, dar de unde știți toate lucrurile astea? De unde știți că la farmacia cu tare sunt medicamentele pregătite, la depozitul de lemne, dincolo alimentele?
Și Părintele Profesor Berzi zice de la Maica Aristofora. Că ce e Maica Aristofora? Maica Aristofora de la Livoreta. Și Maica Aristofora? Dar noi nu putem să ne ducem la Maica Aristofora. Ba da. Ce au făcut în următoarele două zile? S-au suit în autobus și au plecat la Maica Aristofora la Livoreta. Au ajuns la Maica Aristofora. A spus, Maica, vă dați seama cu ce emoție, cu ce încărcătură emoțională. Maică, noi suntem un grup de studenți, lucrăm cu Părintele Profesor, ne ducem pe la bătrâni, ne ducem la farmacia. Și Părintele ne-a zis că Sfinția voastră știți toate lucrurile astea. Și Maica debordant de sinceră zice, da. Păi de unde le știți? Și la fel de simplu zice, de la Hristos. Studenții să se lungească pe jos și alta nu. Cum de la Hristos? Hristos vine și îmi spune toate lucrurile astea. Vă dați seama, s-au întors în București și mai aprinși. Cu și mai mult sârg se duceau și împărțeau tot ce aveau de împărțit. Din când în când se mai duceau la Maica Aristofora. Și la unul dintre aceste drumuri, când au intrat pe culoar către Maica Aristofora, dar dacă ajungeți, întrebați-o pe Maica Mihaela, care a fost la stare de acum, ea trăiește, are 50 de ani, Maica Mihaela. Întrebați-o pe Maica Mihaela, că și ea știe. Când au intrat pe culoar spre Maica Aristofora, i-au întâmpinat vreo două maici bătrânite. Unde vă duceți? Ce căutați? Pe Maica Aristofora. Plecați de aici cu Maica Aristofora voastră cu tot. Nu e nicio Maica Aristofora. Plecați imediat de aici. Dacă vreți să o găsiți, să o găsiți sus. Spășiți. S-au tras înapoi. S-au dus, s-au întrebat unde găsiți pe Maica Aristofora. S-au dus la ușa unde le-a indicat. Și Maica Aristofora i-a băgat repede în chilie. Trase repede. Deci nu mai era în chilia ei unde fusese. Dar ce s-a întâmplat, Maică? Zice, pentru că ne-au luat niște maici în primire, să ne rupă picioarele și alta nu. Oh, încă sunt bune și îngăduitoare sărmanele. Zice, păi știți ce s-a întâmplat? Și acum eu am să vă povestesc alternativ lucrurile. Și din perspectiva Maicii Cristofora și din perspectiva studenților, ucenicii răvnitori, și mai ales din perspectiva duhovnicului. Duhovnicul nu era altcineva decât Părintele Adrian Făgețean, despre care știți probabil că unul dintre dumneavoastră. Și într-una din zile, ducându-se la spovedanie Maica Aristofora, i-a spovedit în sfârșit Părintelui Adrian. Părinte, știți, eu nu v-am spus până acum asta. Se leagă cumva de ceea ce am spus la început, că bătrânețea este un bilanț al binecuvântărilor. Știți, nu v-am spus și n-am luat un canon singură și vreo 2 ani am făcut câte 1000 de metanii în fiecare noapte. E, bravo, zice Părintele Adrian. Și, păi zice, la un moment dat a venit într-o noapte Hristos la mine în chilie. Păi dacă făceai atâtea metanii, Cristoforo. Și? Păi și mi-a zis Cristoforo, uite, o să începem o lucrare. Dar ai nevoie, zice, și de un preot, un părinte profesor de la București, cu studenții de București, ăla e mare, în București de lucrare. Acolo sunt foarte mulți bătrâni, oropsiți, suferinzi. El o să vină la tine, tu îi spui tot ce îți spun eu și el o să lucreze la rândul lui. Așa, așa, zice Părintele Adrian. Și? Păi și zice, de alți vreo 3 ani lucrez cu Părintele Profesor. Așa și? Păi zice, un lucru totuși e foarte curios, Părinte, că alaltă e când a venit Hristos, m-a prins așa, zice, mi-a prins capul și m-a ridicat și mi-a zis, Cristoforo, Cristoforo, nu mai bate atâta fruntea de pământ când vin eu. Zice, stai în picioare, stai dreaptă, privește-mă în ochi. Tu poți să faci asta deja. Zice Părintele Adrian.
Păi da. Și când zici că vine Hristos ăsta al tău? A zis cum a întrebat-o Părintele Adrian. Când vine Hristos ăsta al tău? Ce păi, așa cam o dată de două ori pe săptămână, n-are zi fixă. Nu, nu. Bine, săptămâna asta, dacă a fost o dată, ar putea să mai vină o dată. Dar zice, pentru că a fost cam la început. Cristoforo, uite ce e. Când va veni data viitoare, tu continuă să bați fruntea de pământ. Și când bați fruntea de pământ, ridică-i și poalele. Și așa s-a întâmplat. Dacă a fost marți, a venit și joi. Nu în zi de post, precum vedeți. Și Maica s-a plecat și a bătut metanie și când a bătut metanie și a ridicat toala, a văzut copita. Și în clipa aceea, în clipa aceea, pe sperietura și strigătul ei la Maica Domnului, s-a auzit o bubuitură îngrozitoare în toată mănăstirea și s-a umplut tot holul cu toate chiliile de jur împrejur. Rețineți, eu fac această afirmație public și o fac public, vorbind și spunând vorbind despre niște nume. S-a umplut o putoare îngrozitoare tot mediul de acolo. Maica n-a putut să mai stea în chilie, Maica Cristofora, și le-a spus, dacă nu ieșeam repede din chilie, muream sufocată de mirosul acela încălzit. Oameni buni, am ales să spun întâmplarea aceasta, ea are multe detalii, să spun întâmplarea aceasta din două perspective principale. Prima este aceea că se leagă cumva cu duhorile despre care am citit. Dar a doua și mai importantă decât aceasta, privește înșelarea. Nu era nimic de bănuit, nu era nimic rău în tot ceea ce se întâmplă acolo, în fond și la urmă ormei. Cât de complexă era lucrarea, minuțios țesută, sub semnul binelui absolut. Se duceau la bătrâni, duceau medicamente, mâncare, lemne, încălzeau, îngrijeau. Se duceau, căutau medici la nu știu ce spital, duceau împreună cu medici la bătrâni. Și... de unde să se bănuiască că acolo se voia ce? Uitați-vă cât pusese diavolul în mișcare pentru ca să piardă câteva suflete. Să le țină în înșelare pe de-o parte și să slujească, că ei slujeau lucrării lui. Și mai cu seamă să o țină pe Maica aceasta în înșelare și în nebinecuvântare. Al treilea aspect este acesta. Că ea trăia în nebinecuvântare, nu spusese duhovnic. Iată odată în plus cât de important devine să ai o astfel de legătură cu un bătrân frumos și liber. Am vorbit mai devreme despre libertate și ne vom întoarce la text imediat, dar nu putem să nu vorbim, am vorbit despre frumusețe, dar nu putem să nu vorbim și despre libertate. Este, cred că, momentul cel mai potrivit. Bătrânul, ca și tânărul, devine liber în momentul în care începe să se desfacă din robia păcatului. Liber nu este acela care este slobod să facă și să umble după cum îl taie mintea. Liber, cu adevărat, este acela care a început să se despovereze. Uitați-vă nu mai departe decât la o patimă. Aparent cea mai comună și simplă, fumatul. Copii, adulți și bătrâni care abia și mai pot stăpâni mâinile, dar țigara nu lipsește de acolo. Întrebați de ce nu se lasă de fumat. Răspund, am încercat de atâtea ori, nu pot. Dar de ce nu poți? Cum adică nu poți? Că doar nu ce o zvârtă aceea
de hârtie în care e înfășurat tutunul, te ține. Și altcineva îți dictează, hai, aprinde. Scriu în cartea aflată despre fumat, nu despre pagubele pe care le cunoaștem cu toții din perspectiva sănătății, ci descompun povestea asta, ați băgat de seamă cu toții, doar atâta doar, că toți fumătorii fumează cu aceste trei degete. Și țigara o manevrează tot cu aceste trei. De ce nu bagă țigara în nas să tragă? Că îi dau și pe nas. De ce nu-l bagă în nas țigara să tragă? O pun pe buze. Și o trag în piept, în naosul templului Duhului Sfânt. Acolo unde ar trebui să se sălășuiască Duhul Sfânt. Pentru că în felul acesta, cum se numește tutunul, termen? Iarba dracului. Nu? Închipuie însă, ca formulă, închipuie dintr-o dată și lumânarea și tămâia. Adică scoate și fum și are în vârf nu flacără, ci jeratic. Jeratic închipuind de altfel și ducând cu gândul în plan simbolistic la jeraticul Ghienei. Uitați-vă ce scrie pe panourile acestea publice. Din perspectiva ce hotărârea Consiliului Europei, deci un for la care toate țările se raportează în momentul acesta, cel puțin toate țările europene, pentru că dracu știe că va fi întrebat la judecată. El va fi acolo. Și el va fi acolo. Și va fi întrebat, iată ce spune omul ăsta. Omul va zice, dracu m-a pus să fumez. Și dracu va zice să aducă martori care pot dovedi că eu i-am scos țigara din pachet și l-am aprins-o eu. Sau că i-am cumpărat eu odată pachetul de tutun. Nu. Ci eu i-am dat în gând. Spuneam mai devreme că are acces la gând. Eu i-am dat în gând. Dar dacă el a uitat că e ființă rațională, Doamne, că Tu așa l-ai făcut, ființă cugetătoare și ființă rațională, a luat gândul acela al meu, ce să fac? Dar până atunci, el se poate duce înaintea lui Dumnezeu. Dacă se ispitească, să spună, Doamne, este al Tău sau al meu? Câte lumânări a aprins el și câte țigări a aprins omul acesta? Câte tămâie a aprins în casa lui și cât tutun? Faceți bilanțul acesta. Aici scriu și alte lucruri, însă cât de păgubos devine tutunul ăsta. Pentru că dracul, dacă e prins, dacă e desfușit, vedeți, ca și cum ai dat stofor. Că până la urmă a fost chipuit. Nu lasă Dumnezeu. Nu stă nici departe, nici deoparte de om, de omul acesta pe care îl iubește ca pe nimic altceva, cu o singură condiție. Ca omul să se lase cât uși de puțin și el moale în palmele boi ale lui Dumnezeu. Să nu se pățoșească el, crezând, așa cum am spus mai devreme, că știe el, face el, poate el. Să caute să-L înțeleagă pe Dumnezeu și să caute să înțeleagă dacă ceea ce a înțeles el este și drept și îndreptatea lui Dumnezeu. Iertați-mă de lungă paranteza, dar nu ați uitat ce am citit până aici. Am afirmat public în mai multe rânduri că viața noastră se desfiră între două realități, cum am spus mai devreme, între o realitate sensibilă, vizibilă și palpabilă și o alta nevăzută. Am desfășurat argumentația cu obiectele, cu lucrurile din jurul nostru. Da? La fel și cu ideile, cu gândurile, am povestit tot la fel la început, nu mai citim acum. Fericiți cei săraci cu Duhul. Ați auzit această expresie? O cunoașteți. Dar aceștia nu sunt, precum se crede, proștii lumii, cei puțini la minte. Fericiți aceștia sunt cei care prin lupte aplice și asiduie și prin îngrijiri speciale vor fi exilat din ființele lor duh după duh, ajungând la acea sărăcie fericitoare de a avea un singur duh, Duhul Sfânt. Pavăza Duhului nostru,
acoperământul, precum zicem și la rugăciune, Duhul Sfânt, Treimea Sfântă, slavă ție. Sfinții părinți spun că pentru a ajunge sigur în Rai, pentru că am zis la început, singura noastră soluție de a scăpa de ea, este să ajungem în Rai. Eram odată la o conferință la sâmbătă, am o tabără de tine și era în sală și Părintele Teofil, care mi-a făcut mult lucru ăsta, după aceea l-a zis și Sfinția sa în multe împrejuri. M-a întrebat o tânără de la Sibiu, vorbind despre rugăciune de noapte, despre cum să facem ca să nu ne biruie somnul. Și am spus, surioară, cel mai bun leac împotriva somnului este să dormi. L-a amuzat, nu știți cum râdea Părintele Teofil. L-a amuzat și după aceea a spus-o în multe rânduri. Conferințe în care studenții întrebau și așa a răspuns. Pentru că să vivim somnul, dormi. Asta a fost răspunsul meu. Da, dumneavoastră, și adânsul într-o conferință la Iași. Iată, cel mai bun leac împotriva somnului este să dormi. Nu biui, mată. Vom moțăi, vom pica cu nasul în cap, vom fi absolut comici. Dacă ar fi să filmeze cineva în timp ce ne rugăm obosiți, suntem cu adevărat de râsul lumii și nu numai. Care va să zică? Sfinții părinți spun că pentru a ajunge sigur în Rai, trebuie să ne înscriem pe culoarul căii celei strânte, având de-a dreapta zidul fricii de Dumnezeu și de-a stânga grija față de moarte. Din nefericire, spun, despre moarte, noi știm lucruri exclusiv urâte. Cel mai urât gând care îi trece omului întâi prin minte, pe urmă prin cuget și prin rațiune, este gândul despre moarte. Eu am cutezat și în deschiderea cărții acestea, Se întorc morți acasă, am scris o scrisoare nepoatei mele, Iunia, care împlinea 4 ani, chiar cu o zi înainte, am primit înainte de a lansa această carte. Și am să deschid iarăși o paranteză, dar dumneavoastră mă îngăduiți și vedeți că toate sunt în colecție. În care i-am scris următorul lucru. E o bulă, marele filosof al Alexandriei l-a întrebat într-o zi pe fostul lui coleg de școală, Vasile cel Mare. Spune-ne nouă, minunatule, care este cea mai înaltă filosofie a creștinului? Și marele Vasile a răspuns. Cea mai înaltă filosofie de sub soare, iar nu doar a creștinului, este să avem de-a pururea moartea înaintea ochilor. Noi însă, din nefericire, nu vedem moartea precum este. Pentru că înțelegând greșit că e rea și hâdă, cum au descris-o neînțelepții, privim spre ea prin falduri negre ca spre baubaua din poveste. Sar un fragment. Cât de frumos ne pregătește Dumnezeu pentru această clipă nesfârșită. Adormim fără teamă în fiecare noapte, pentru că știm că în fiecare dimineață ne vom trezi și iarăși va fi viață. De ce nu privim oare tot așa și spre acea mare adormire? De ce ne este așa de greu să credem că ne vom trezi așa cum n-a fost niciodată, cu totul noi și diferiți, în dimineața veșnicii? De ce? Pentru că învăluit sub ignorări istorice, refuzăm cu obstinată vehemență înnoirea noastră încă din vremea clipelor nedespicate, pentru că n-am înțeles că numai moartea vechiului poate face posibilă apariția noului. Iunia,
departe într-un colț al lumii, lângă temelia sălășelului copilăriei tale. Tu vei afla mereu o carte deschisă unde în pagina de piatră stau scrijelate câteva cuvinte. Omul vechi de-ar ști să moară înainte de a muri, atunci când ar fi să moară, omul nou n-ar mai muri. Omul vechi de-ar ști. Vedem noi că verbul vizează știința și știința presupune cunoaștere, cum am spus mai devreme, și cunoașterea presupune călăuză. În cunoaștere nu ne putem duce de unii singuri, nu putem fi aventurie, nu ne putem juca. Noi nu avem pe aici decât bilet de dus. Nu vom putea rata trecerea pe aici, cu gând că ne-am mai întoarce încă o dată și om îndreptat ce avem de îndreptat. Cele ratate odată, ratate rămân. Așa cum se întâmplă și cu vorbele, câte vreme sunt pe limba noastră, sunt robii noștri. În momentul în care le-am rostit, noi suntem robii lor. E un risc la care mă expun de fiecare dată când ajung în astfel de situații. Probabil că așa se explică faptul că cea mai mare frică a omului nu este însă frica de moarte, ci este frica de a vorbi în public. Mulți dintre cei care au de vorbit în public ar prefera cu câteva minute înainte să vorbească în public să moară. Atât este de stresant. E un preț pe care îl plătesc toți cei care au încercat experiența aceasta. Mai cu seamă când grăirile în public nu sunt unele cu povești din tabără sau cu bancuri, ci când grăirile acestea vizează călătoria omului pe aici, reîmprietenirea lui cu Dumnezeu, redobândirea condiției lui de fiu și de moștean al împărăției celei mari, nu te poți juca. Nu te poți juca. Ar trebui să ne trăim mai apoi această deplasare, această trecere a noastră prin această vale a suspinelor, cum este numită viața. Ar trebui să ne trăim mai apoi această deplasare, așadar, străduindu-ne să dobândim conținuturile celor 5 S, cele care asigură formula mântuirii, ba chiar și cea a sfințeniei. În multe dintre conferințele pe care le-am susținut, vorbesc despre această schemă de lucru privind mântuirea noastră, privind reînfierea noastră. Am să trec pe scurt, foarte pe scurt, și în seara aceasta, prin conținutul acestor 7 S-uri, 5, care se constituie în cariatidele, în eșafodajul lucrării noastre, și 2 care sunt mijloace de lucru, pârghii. Primul S vine de la sinceritate. Fără sinceritate nu putem construi nimic bun și sănătos, cunoscut fiind faptul că opusul sincerității este minciuna, iar tatăl minciunii este diavolul. Al doilea S vine de la simplitate. Omul zilelor acestea este unul tot mai complex, având o viață tot mai complicată. Simplifică, frate, simplifică. Al treilea este cel care îl cuprinde pe primul și pe al doilea, reevaluându-le din perspectiva marii garanții, smerenia. Un mare dar de la Dumnezeu, când vom fi exersat pe deplin sinceritatea și vom fi obținut asumându-ne simplitatea, va pocori Dumnezeu peste truda noastră smerenia, harisma aceasta rară. Pentru ca nu cumva semețindu-ne să ne îmbogățim în duhuri, adăugându-ne duhul trufiei, al mândriei, ori al părerii de sine sau al slavei de șarte, de care lumea, precum cunoașteți, e plină. Nu sunt duhuri mai aprige, mai prezente, pretutindenea ca acestea.
Din această perspectivă îl domină diavolul pe om. Dacă cineva își cumpără, un tânăr își cumpără o pereche de pantofi sport, de Adidas, celălalt vrea să-și cumpere pereche și mai grozav decât a prietenului. Uitați-vă la ce se întâmplă în general în cartierele acestea cu case scumpe, unde și-a făcut unul o casă, un etaj, celălalt sigur și-a făcut-o cu două. Al patrulea S vine de la sapiență. Așa cum am spus mai devreme, n-am să repet înțelepciunea, cu nuna cea de mare preț a senectuții. Numai că astăzi, bătrânii planetei nu se mai încununează astfel. Ei pierd sufletește pe drum și ajung la frontieră, fără să fi parcurs culoarul cel strâng, trându-și a nevoie poverile, duhorile și duhurile care îi îmbogățesc învăluindu-i mereu și mereu în duhori. Al cincilea S nu ne este absolut necesar în formula izbăvirii, dar ne este la îndemâna tuturor și posibil de obținut. Sfințenia. Dumnezeu însuși s-a făcut om ca pe om să-L îndumnezească. Ce șansă! Să te poți înălța de pe tălpile grosiere ale noptaticului tău trup, dobândind indenigrata sfințenie, splendoarea veșnică și să nu vrei asta dar atare. Ăsta dai izvor de părere de rău. Doamne, ajută-mă să te iubesc precum mai înainte am iubit păcatul. Așa spunea fericitul Augustin. Ajută-ne, Doamne, să scăpăm de ghiena și să ne întoarcem la tine. Amin. Ne vom opri, pentru ca să nu se facă foarte târziu, mai cu seamă că l-am auzit pe domnul Gomboș că există și o secvență, dacă există o secvență, de întrebări. Nu mai o clipă. O clipă, atât durează preț de o mulțumire pe care vă adresez încă o dată și de o rugăminte pe care o refac de a mă fi iertat că am întârziat. Le rog pe Dumnezeu să vă facă parte de zile bune, de un parcurs ușor prin valea aceasta, astfel încât să ajungem să ne privim unii pe alții și să nu contenim în a ne admira cât de frumoși și cât de liberi suntem. Amin. Vă mulțumim mult! Vă rog frumos, am o întrebare actuală și vreau cu sinceritate o pun și cu sinceritate să ne dumirim cu toții. Deci apelez... Da, da, sigur. Și ca să dobătim sfințenia, în final, să ne întărim. E de actualitate această problemă pe care pe mine m-a frământat, am întrebat și eu mai mulți preoți și pe duhovnicul meu, pe care îl iubesc și care mă iubește și la spovedanie, pe lângă neputințele mele, așa este obicei, am spus și problema aceasta. Și cu sinceritate mi-a spus, păi, ăsta nu e un păcat. Dacă tu crezi că este în adevăr, n-ai de ce să... Dar eu așa, știți, m-am temut cumva să greșesc. Și am întrebat, părinte, spuneți-mi despre ecumenism duhovnicului meu. Și așa am spus ce cred eu. Și a zis, crezi foarte bine, nu e păcat, foarte bine, ești în adevăr, așa cum am crezut eu. De aceea eu acum vreau să pun această întrebare, pentru că eu m-am dumirit cât de cât, zic eu, dar pentru frații noștri care nu știu și care poate să-i ajute cu răspunsul, domnul Constantin, pe care eu îl cunosc de mai mult timp, i-am citit cărțile, cartea ultimă, mi-a făcut-o cadou data trecută dânsul și eu i-am dat să citească niște articole pe care am scris despre Părintele Argatul, nu știu dacă le-a citit domnul Constantin, i-am scris cu un bilețel. În fine, deci este vorba despre ecumenism. Întrebarea, vreau să formulați mai exact. Deci, în primul rând, în contextul în care Uniunea Europeană a hotărât în 2014 acel super memorandum care are loc, care vizează în contextul globalizării
o nouă religie, sincretistă, a tuturor religiilor. Musulmani, hinduși, taoiști, mozaic și creștinismul, care să fie totul prin ecumenism, ortodoxia noastră, eu cred că suntem atacați, că se vrea ultimul bastion al credinței noastre adevărate ortodoxe, ortodoxia, se vrea să ducă în derizoriu, prin unirea cu catolicii, cu protestanții, cu toate astea. Se vrea redefinirea dogmelor. Păi Sfinții Părinți, numai puțin, păi Sfinții Părinți au ținut cu acrivie de dogme, de canoane, iar acum se caută ca să se unească ignorând dogmele sau redefinindu-le. Deci problema este foarte gravă, pentru că dacă se va întâmpla ce se va, se va dori în sensul ăsta negativ la acest sfânt și mare sinod pompos denumit, da, se va ridica harul din biserică și vom rămâne fără putere de a rezista atacului satanei cu cipurile și cu... Asta vizează. Întrebarea este cum despre ecumenismul acesta, cum putem noi să ne păstrăm credința adevărată și să luptăm, să ne păstrăm harul în biserica, dogma noastră să nu fie afectată prin ceea ce se vrea în acest mare sfânt sinod care promovează acest ecumenism. Sfinții Părinți și Părintele Dumitru Stăniloae au spus clar despre ecumenism, ce este ecumenismul. Bun, vreau să vă spun, să vă întreb, să-mi spuneți noastră care e părerea noastră, cum putem să ne păstrăm credința adevărată. Să nu ne afecteze ecumenism. Da, mă impresionează din nefericire negativ iluzia dumneavoastră, cum că eu aș putea să mă cred mai mare decât Părintele Dumitru Stăniloae sau decât ceilalți Sfinți Părinți, din moment ce lucrurile sunt atât de explicit și de lămuritor puse în pagină. N-aș putea să traduc o astfel de întrebare decât ca pe o provocare, iertați-mă. Și atunci, în astfel de situații, îmi amintesc despre o situație anecdotică la celebrul post de radio Erevan. La poșta emisiunii se dădea pus unor scrisori, răspunsuri la scrisori. Și pe mine mă amuză modul de a se răspunde. Zice cel care, omul radioului, zice, vom da curs citirii unor scrisori mai vechi și mai noi. Iată ce ne întreabă un ascultător. Stimată emisiune, este adevărat că un strungar din Tbilisi câștigă mai mult decât un strungar din Moscova? Răspunde-mi ascultătorului nostru, dragă ascultătorule, nu am primit scrisoarea dumitare. Să trecem la urmă. Da. Dacă mai sunt întrebări. Dacă sunt întrebări. Da. Corect. Dacă vreau să reîntrebi și spuneam așa. Dacă nu există dorul de Dumnezeu, n-ai cum să spuneam așa. Cine nu cunoaște pe Dumnezeu, nu poate să știe. Eu nu știu cine e tatăl meu. Îmi spui lingurile. Dacă sunt sau neamțurile, dacă știu tatăl meu mai român sau țigan, da, lasă. Deci, am zis așa, asta mă refeream la deschidere. Dacă n-ai dorul de Dumnezeu, n-ai cum să mergi la cunoașterea, la deschidere. Asta mă refeream. Mă văd obligat să spun același lucru. Nu sunt eu mai presus decât cuviosul tău frumos, pentru care nu mă pot aventura într-o polemică cu frăția voastră. Și mai am încă una. Ați spus că în punga aceea sunt gândurile și neșelele. Problema este așa. Noi nu suntem produsul nostru. Adevăr, bine, pace, sensul lumii, progresul e de la Dumnezeu. Și atunci ne fim produsul nostru. Noi nu emanăm gânduri și idei, ci care impresia că emană gânduri și idei se înșeală. Le avem din două locuri, la Dumnezeu chemat sau diavol nechemat. Dumnezeu nu ne dă gânduri nechemat. Deci de-aia există trei lumini, lumina ochilor, lumina minții, care așa lumina, și lumina de la Dumnezeu care se plăce, luminează. Deci numai în condiția asta noi putem să avem, deci la Dumnezeu chemat, la diavol nechemat. Dumnezeu numai
chemat, ne-a dat această libertate, plânge, ne vede că ne chinim sau comand, dar nu intervine pentru că nu avem, să avem dorința, voința. Și atunci, dacă noi nu chemăm, că este interior necesar să ne umplem această pungă sau mintea, sufletul cu Dumnezeu. Că altfel ne umple ăla. Primim în teren, la părinți, de undeva. Sigur, vedeți, am spus un lucru foarte important. Să ne umplem, asta presupune să lucrare. Da, da. Lucrare. Dumneavoastră veniți cu niște, idei. Este foarte bine că le avem. Dar așa de rugăminte, așa cum am spus și în timpul conferinței, să căutăm ca aceste idei să fie în deplină consonanță, întâi de toate cu învățătura patristică. Să căutăm să fie așa. Nu cred că sunt în neconsonanță. Și vedeam un exemplu. Primesc un teren. Pe la rudă, nu, mă duc îl văd. Astfel cultiv la an. La anul găsesc iarba buruiana. Deci dacă nu mă umplu, este imperios, deci așa și mă întorc patru altă în somn. Miluiește-mă, dar nu s-au omorât mulți sunt și omorât familia. Răsândea frate-mă. Deci este imperios necesar să ne umplem cu Dumnezeu, altfel ne umplem la... Deci ăla vine nechemat Dumnezeu, nu mai chema. Sigur, numai că vedeți că dacă eu aș intra în polemică cu dumneavoastră cu o singură întrebare, ne-am propune să rămânem cel puțin până după miezul nopții, dacă nu, cumva ar trebui să facem încă două conferințe. Să vă întreb doar atât, cum să ne umplim de Dumnezeu? Cred că dumneavoastră de fapt a avut gând și gând. Nu, asta e lucrare, frățioare. Să ne umple de Dumnezeu presupune lucrare minuțioasă, de deruvinare, întâi să ne golim de cele vechi. Nu e așa, nu e așa la fel de afirmație. Asta spuneam, deci de dor. Stimate domnule Ciomâzgă, în ce măsură, sigur, dacă puteți cuantifica oarecum, în ce măsură ați fundamentat scrierile dumneavoastră pe scrierile filocalice? Adică filocalia ce loc a prins în scrierile și preocupările dumneavoastră? Dacă m-ați întreba să fac, dacă mi-ați propune să fac o departajare, să așez pe locul întâi Sfânta Scriptură sau patristica, mi-ar fi greu. Amândouă sunt, cred că, de aceeași poziție. Nu există cine a citit cărțile mele, n-am făcut nicio referire, n-am plecat în desfășurarea ideatică, nici măcar în ceea ce privește personajele, decât atâta vreme cât, sigur, Petre era în sălbăticia lui, l-am lăsat în urăciunea, ca urăciunea să se vadă în deplinătatea ei. Dar în momentul în care a început să se recupereze, până și pe el l-am pus în acord. Da, da. Adică și multe idei ale cărților și discursurilor dumneavoastră sunt, se vede că sunt inspirate și de filocalie. Cred că la asta, dacă sunt înțeles, la asta mă refer. Fără îndoială. Dar concluzia că s-a dus aceste cărți, nu? Aici. Nu numai aici. Da. Sunt la vânzare în spate, la Panga. Cine ne-a luat să-și ia, iar cine și-a luat să mai ia, să dea la alții care nu au fost. Cadou. Cred că e un de bani. Vreau să spun că eu mi-am luat și mi-am luat alții de bibliotecă, nu sunt ce acum. Știți, și vreau cărțile se scriu la masa mea de acasă, nu la astfel de mese. Și eu am cam umblat în ultima vreme pe la astfel de mese. Da, Sebastian. Vă mulțumim mult. Sebastian. Mulțumim din suflet dumneavoastră și dumneavoastră și părintelui, căruia îi spunem la mulți ani cu 3 zile întârziere, că a fost ziua Sfinției sale vineri. Și vă mai așteptăm în mijlocul nostru și pe dumneavoastră. La urmă stăm la fotografia de grup și totodată îi rog pe bărbați să ne ajute să strângem băncile. Doamne ajută, facem rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea purrea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Părinte Paroh, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne, mântuiește pe noi. Amin. Seară binecuvântată, rămâneți la fotografia de grup. Eu propun să o facem acum și după aceea cine mai dorește să stea 2 minute de vorbă cu domnul Ciomâzgă va avea ocazia să o facă. Dar să fac